Acasă. Ce nebunie! Ce... L-am băgat exact înăuntru. Mamă, mamă, ce țad! Salutare, gașcă, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vom face un test, un video cu teste, cu petarde. Avem aici o grotă imensă, groapă în pământ. Astăzi vom testa petarde în această groapă. Dacă vă place, nu uitați de like, să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o încă. Și noi ne apucăm de treabă. Sper să mă auziți că bate vântul foarte tare. Să vă prezint un pic locul ăsta minunat. Aici este râpa Izvorului, o râpă foarte mare cu mult nisip. Aici vine o vară de obicei și sar pe meleagurile astea, pe dealurile astea. Foarte, foarte nice. Deci, hai să ne apucăm de treabă, nu vă mai rețin mult cu vorba, că și cu vouă vă place foarte mult aceste chestii buitoare. Așa că noi o să dăm drumul. O să încercăm în felul următor. Dăm de început, dăm un crosar de ăsta micuț, un mini corsar, un crosar, corsar, tot nu știu ce am de vorbesc aiurea. Dăm un mini corsar și să vedem cum va bubui. Eu am înghețat un pic deja. Așa. Sper să mă auziți bine. Deci grota asta este imensă. Nu știu dacă se vede așa de bine pe cameră. O să mai fac câteva poze pentru thumbnail, se vadă mișto. Ok, haideți să dăm drumul, să vedem cum se aude. Haide. Trebuie să schimbăm bricheta, că nu știu de ce nu merge. Schimbăm bricheta. Ok, trebuie mai ceva, o nouă brichetă. Se aude, se aude bine. Se aude bine, se aude. Faza este că ar trebui să dau puțin astea așa aici, dar nu știu, lasă-le așa, să nu ajunge. Mică să nu sară pe una. Bă, se aude bine. Sor, se aude puțin mai tare, dar nu cobrați pe cameră, nu știu dacă se aude bine. Haideți să dăm un corsar cu 3 focuri, să vedem cum va bubui. Ah, nu am dat un bun, dar de ajuns de bine să ajung acolo. Mai dăm unul, să-l băgăm mai înăuntru. O să mă dau puțin mai așa. Hop. Eu zic că nu ajunge până la mine. Sper să nu ajungă până la mine. Ce frumos se aude. Trecem la petarda următoare. Dăm un dum bum de asta mini, adică nu e mini, nu știu exact, dar este puțin mai mic de comparație cu asta. Să dăm imediat. Asta trebuie să mă dau la o parte, că... Wow, ce bubuie, frate! Ce se aude! E super, super tare! Mai dăm unul! Îmi place cum sună! Wow! Ce a bubuit! Trecem la un dum-bum de ăsta mai mare! Ceva de genul! S-a dus bine înăuntru, înăuntru, hai să vedem. Mamă, mamă, ce bine se aude. Nu uitați de butonul de like dacă vă place și
subscribe la canal dacă sunteți noi. O să dăm un drum bun aici în groapa asta, să vedem. Să se bagă acolo. Uaa, am pus-o chiar lângă mine, din păcate. Nu faceți așa ceva, dăm altul, pentru că l-am pus cam aproape de mine. Trebuie să fii foarte atent unde ne dai drumul. What? Ce tare! Avem aici o groapă. Mai dăm un dum-bum de ăsta mai mare. Să vedem. Wow, ce tare se aude, fraților. Se aude foarte înfundat și se aude în tot malul ăsta, vibrează. Trecem la un FS3. Dăm unul chiar. Deci, uitați aici, FS3. Ah, am dat mai aproape de mine. Păcate, să bubui că am ciudat. N-a luat foc? Nu se poate, n-a ars. Din păcate, FS3-ul ăla nu a luat foc. Testăm altul. S-a dus bine ăla, s-a dus tot mai înăuntru. Bine, mă, ce s-a dus. Ce bine s-a dus. S-a auzit super, super. Băgați butonul, rupeți, spargeți-l, faceți-l albastru, ce nu știu cum o fi alb. Butonul de like. Wow. Ce mega putere aici. Să mai facem un test. O să mergem probabil la o groapă de acolo, undeva prin malul ăla sau nu știu, vedem dacă avem partea asta, să testăm în mal. Mai dau câteva aici și după mergem acolo. Dăm un corsar cu foc. Punem aici jos, în groapa asta. Frumos. Asta este o grotă de urs, o groapă de urs. Mega putere. Pentru asta, băgați, rupeți butonul de like. O să dăm o banană în grotă. O să facem chiar așa, o poză de thumbnail. Ok, hai să mai facem câteva. Facem în felul următor ca să am și eu un pic un thumbnail mișto. Așa. Numai un pic, trebuie să dau un pic de... Da, ok. Țin așa. De fapt... Așa. Și banana trebuie întoarsă invers. Fac o poză de thumbnail mai mișto, așa. Ok. Haideți să dăm și noi o banană aici. Sper să nu se ducă în altă parte. Băgați un mare like. Eu fac în felul următor. O pun cu... Îi dau drumul așa. Deci se duc în jos. Rupeți butonul de like, sper să nu mă accidentez pe aici, nu faceți așa ceva acasă. Deci nu faceți așa ceva acasă. Oh, ce nebunie! Ce nebunie, fraților! O să bag acolo una, o banană. Deci uitați-vă cât a fumul iese. Vai! Uitați-vă cât a fumul. Deci, bubuitor. Mega bubuitor.
super, super tare. O să mai bag o banană. Mai avem încă câteva, 4 banane. Să mai bag o banană aici. O bag în felul următor, o pun cu direcția încolo. Dăm filetul jos. Fugi! Mega, mega putere! Ce bine s-a auzit! Ce tare s-a auzit! Cât a fumul! Bine, mă, ce bine s-a auzit! O să schimbăm locația, ne luăm muniție și mergem acolo la groapa aia în perete și dăm acolo să vedem cum se va face focul. Luăm așa, luăm două de astea. Hai să luăm așa, două sau hai chiar trei de astea. Ok. Ok. Așa. Luăm câteva de astea cu trei focuri, corsar cu trei focuri. Câteva corsare cu trei focuri. Ok. Luăm un mini corsar. Și două de astea. Buiți butonul de like și două butonul de astea, da. Sau hai să mai iau încă două. Sau un ajunge. Ok, o să mergem acolo. Hai și eu și de asta. Așa. Să buim grota aia, groapa aia, de fapt e groapă în perete, în sol. Aici pot să-ți parcur lejer. Ok, fraților. Buiți butonul de like dacă vă place, că știu că vă place, că tocmai voi mi-ați spus să fac chestia asta. Deci, după cum se vede, este o groapă aici, este goală. Începem în felul următor. Începem cu începutul. Nu știu cum să fac. O să mă dau repede deoparte. Mă uit puțin la ceas. O să-i dau foc. Unde e bricheta? Haide, haide, bricheta. Bricheta, bricheta. O să le punem colea jos, putem să le luăm mai bine. Așa. Putem să le luăm mai bine, să ne mai chinuim. Ok. O să dăm un corsar de ăsta micuț. Două corsare. Hai să vedem. Eu o să arunc direct și după... Ah, nu ars. Nu a luat foc. Pă, ce prostie. Ala a luat foc, cred. Hai că a auzit, s-a auzit bine. O să dăm foc la un corsar cu trei focuri. Ah, cam atât a bubuit de două ori. Trecem la un corsar cu un foc. Asta o să bubui mai tare. Ce bine s-a auzit. Trecem la un dumbum. Așa. Micuț. Bă, ce tare s-a auzit. Bubuiți butonul de like. Dăm un corsar de ăsta, un corsar, pardon, un dumbum mare, să vedem cum se va auzi.
Ah, l-am dat în exterior. Aproape în exterior. Bă, ce a bubuit. Rupeți butonul de like, fraților, se merită. Și dăm un FS3 de ăsta mișto, așa cum îmi place mie. Se aude super tare. L-am băgat exact înăuntru. Mamă, mamă, ce s-a dus. Ce s-a dus, fraților? Nu cred. Dăm un dum-bum din nou, micuț. Bubuială. Și mai dăm un dum-bum de ăsta. Și aia e. Auziți? Mai trag, băieți, pe fundal. Iar S-a dus. Să vedem cum se aude dacă dăm o petardă de asta, un FS3 aici jos, în râpă. Ce s-a auzit, fraților? Bubuială. S-aude bine, bine, bine tare de tot. O să mai băgăm un de asta. Acolo. Frumos. Bă, fraților, cam aici. Aici am cam terminat. O să mă mut înapoi la locația mea, unde am eu tot armamentul meu. Să vedem ce o să mai facem acolo. Se aude super, super tare. Nici nu mai pot să mai vorbesc, am înghețat. Sunetul se duce foarte mișto așa, toată râpa asta. Da. Mai dăm câteva aici, după o să plecăm și noi. Avem un corsar cu un foc. Și mai am o idee. Vreau să bag o banană acolo. Ca asta am vrut să fac, dar am uitat. O să mergem să băgăm o banană acolo. Pentru asta bubuiți butonul de like. Bubuiți butonul de like, băgăm banana în groapa aia. Deci ceva foarte, foarte inteligent. Inteligent, foarte riscant, dar frumos. Sperăm să se vadă frumos. Rupem fitilul. Nu îl rupem, desfacem, de fapt, că dacă îl rup nu mai merge. Ok, o așezăm așa, aici. Ok, direcția înainte și dăm foc. Banana în groapă. Bă, ești nebun! A ieșit afară, bă, nu cred! Nu cred, a ieșit afară banana! Nu cred! Bă, fraților, și cam atât cu acest video. Eu am vrut să explodeze banana acolo, dar din păcate a ieșit afară. Era să explodeze chiar lângă mine. Nu faceți așa ceva! Vai, nu cred, o zis, era tare! Da, cam atât cu acest video. Dacă vă place, nu uitați de like. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Am obosit deja, fraților, credeți-mă. Și noi ne vedem data viitoare cu un alt video mult mai frumos. Dacă strângem mai multe like-uri la acest video, vă promit că o să mai facem tot felul de chestii nebunești cu petarde. Da, chiar mi-a spus și voi să mai fac să filmez petarde versus diferite
versus diferite obiecte. Așa că o să facem și treaba asta. Dacă voi, puiți butonul de like și mă susțineți în continuare. Așa că noi ne vedem data viitoare. Numai bine, like!